Salutare, soră, frate, de prin lume adunate, legile cele mai idiote, în clipul ăsta adunate. Și mai departe mi-e lene să fac crimă. Unele legi sunt stupide gândindu-te că nimeni în deplinătatea facultăților mentale nu s-ar gândi să arunce un elan din avion, spre exemplu, astfel încât să fie nevoie de o lege care să interzică asta. Altele sunt amuzante gândindu-te la precedentul ce a determinat nașterea lor. De pildă, în Alaska, posesorii de flamingo nu au voie să-și aducă o rătanie în frizerie. Ești un măgar. Ești un măgar. În Arizona este ilegal să îți ții măgarul în cadă. Ce ai acolo, infractorule? Pentru dumneavoastră? Duminica, în Alabama, este interzis să transporti cornete de înghețat în buzunarul din spate. Așa, acum așteaptă ca o girafă cu minte ce ești până mă întorc de la supermarket. În Atlanta este interzis să legi o girafă de un stâlp telefonic ori de iluminat. Tot aici este interzis să pescuiești în timp ce călărești o girafă. Bună seara, vecine, am venit să-ți împrumut aspiratorul. Oh, mersi, mersi, ți-ai adus aminte. În Denver este ilegal să-ți împrumuți aspiratorul vecinului. Bună, ce faci? Tot nu te-a lăsat bărbatul să-ți repari dinții? Nu, de-abia l-am convins, dar încă n-a avut timp să-mi dea semnătura. În Vermont, femeia trebuie să obțină acordul scris al soțului pentru a purta dinți falși. Ni hao ma. Ce crezi că faci acolo, tinere? Nu ți-e rușine? În Singapore este ilegal să-i te adresezi unui măgar în limba chineză. Generația asta depravată. În Victoria, Australia, este împotriva legii să porți pantaloni roz provocatori duminică după ora prânzului. Hai, pufuleț, mergem să vedem regele leu. În Baltimore este ilegal să duci leul la cinema. În Virginia este ilegal să gâdi o femeie. De încheiere, un sfat de vacanță. În caz că ajungeți în Australia și în afară de vizitat opera din Sydney, aveți ca obiectiv și îmbătatul cangurilor, de reținut că limita legală este de 6 beri per cangur. Pe curând!